Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să vă arăt cum vă puteți schimba filtrul de motorină foarte simplu și ușor acasă, fără a mai fi nevoie să mergeți la un service, să mai dați bani și pe manoperă. Treaba asta o puteți face voi, singuri acasă, foarte ușor, cu scule pe care toată lumea le are acasă. Așa că, haideți să vedem! Da, ploaie, mă. Uite, băi, hir. Și vezi cum mintea n-ar spații. Hai să-mi bag cu la ce ploaie din mintea n-ar și vezi. Nu trebuie să aerisești. Bă, tată. E tată. Acum lasim. Ploaia este. Uitați, nu vorbi că nu vreau să vorbesc. He? Uitați, nu vorbi că nu vreau să vorbesc. Am uitat și nu mai vorbi. Ce-și bag? Și taci și nu mai vorbești. Nu, e tată. Acum o să facem aerisirea lui. O să trebuiască un plot cu motorină. Ori îi băgați motorină pe acolo în vârf, ori vă cumpărați o pompă din asta, care are sens. Capătul ăsta îl băgați aici, unde iese motorina din filtru. Capătul ăsta la alt într-un flacon
și să vedem, dăm la pompă vreo 3-4 ori, și acum tragem până vine motorină. Ajunge. Asta a fost tot, totul simplu și ușor, nu durează decât 5 minute, aproape nicio sculă, nu vă trebuie decât o pompă din asta dacă doriți, dacă nu, se poate amorsa și cu contactul până vedeți că unde am pus pompa trebuie să sară motorină. După care o porniți și o țineți puțin turată ca să circule motorina și să se umple filtrul, să nu aveți probleme. O țineți puțin turată ca să fiți sigur că nu aveți nicio problemă. Ăsta a fost videoclipul de astăzi. Până data viitoare, să ne auzim mai cu bine!